Bună seara, doamnelor și domnilor, ne aflăm timp de o oră, doar o oră, într-o expoziție, într-o mare expoziție, organizată ad hoc în studioul Tudor Vornicu al televiziunii române. Expoziția are un protagonist, unul singur, deși, așa cum o să vedeți, suntem înconjurați pur și simplu de numeroase lucrări ale maestrului Ion Sălișteanu. Bună seara, maestre! Salut, mâna! Vă mulțumim că ați avut încredere în noi și ne-ați lăsat să organizăm acest vernisaj la care v-am invitat cu lucrări de ultimă oră, nu? Lucrări care n-au mai fost văzute de foarte mulți ochi. Această ultimă oră în facerea imaginilor se măsoară uneori cu ani, alteori cu decenii. Așa încât o fi ultima oră. În orice caz, eu sunt musafirul expoziției mele și... Și vreau să vă simțiți foarte bine cu noi, să încercăm să vedem această aventură a imaginii în felul în care ea se compune și se recompune în minte, în suflet, pe pânze. Este poate lucru cel mai interesant pentru privitor. Această reconstituire. Întrebarea de unde vine semnul, spre ce se îndreaptă, obârșia formelor. Să existe prin această trecere spre înapoi și perspectivă a imaginii, să existe o amplificare, o dimensiune mult mai cuprinzătoare a imaginilor. Că nu e vorba de tabloaș și încă un tabloaș, ci este vorba de desfășurarea unui tip de atingeri atot cuprinzătoare. Uneori a toate cuprinzătoare. Da, a toate cuprinzătoare. Atelier, da, spuneți. Nu. Eu pot să spun orice și poate cuvântul se anexează imperfect imaginilor, dar important este ce s-a întâmplat cu imaginea de a s-a dorit constituite în felul ăsta și nu altfel. Ce se întâmplă cu tipul de atingere într-o lume de forme și semne care sunt totdeauna superbe și deloc gratuite. Este vorba de universul existent, binecuvântat. Vizitele pe care le-am făcut în atelierul dumneavoastră, în Pangratii 33, are vreo semnificație această repetitivitate a cifrei 3? Nu știu, v-ați întrebat? Și eu m-am întrebat, dar în general simetriile sunt frumoase și organizează și în stânga și în dreapta ceva. De câți ani aveți acest atelier? Dacă ar fi după starea mea, cred că de-abia am intrat și de aici încolo încep să lucrez. Dar de fapt l-am din 65. Urcând noi scările și intrând de după ușa atelierului pe care scrie Ion Sălișteanu, eu trăiesc o senzație foarte ciudată. Am sentimentul că sunt scoasă din timp, pur și simplu, absorbită și pusă într-un loc în care ordinea, nu doar cea la propriu, pentru că totul acolo este chiar foarte ordonat în acest atelier, zeci de tablouri care stau unul în spatele celuilalt așezați ca niște soldați, suluri de hârtie, căni. Și o să vreau să merg mai departe cu această discuție. Deci, lumea din atelierul dumneavoastră aduce pentru vizitatori, eu vorbesc în numele meu, o liniște, o pace, un drag de a sta de vorbă cu cel pe care l-ai vizitat și o curiozitate, o provocare de a-l descoperi. Deci, când intri în atelier, ești inundat de o lumină foarte specială, pentru că aproape un perete enorm este format numai din geamuri. Este o lumină pe care am avut ocazia să o văd, ne spuneați când am filmat în atelier, că dacă o dată pe an sau de două ori pe an se prinde lumina pe care am prins-o noi când am filmat. Așa e.
E filtrată mai, mai special și am avut această șansă ca o dată de două ori pe an, nu? Să prindem și noi din raritatea luminii care intră în atelierul dumneavoastră. Cred că această ordine despre care am auzit nu este o pedanterie, un tipic. Nu, este vorba de o sistematizare pentru ca lucrurile de care te vei folosi, de la scule, la pânze, la hârtii, să fie la îndemână și să se reașeze unde trebuie ca să nu împovăreze spațiul, să nu găsești nimica. Mie mi se pare ceva care nu este... Mi se pare ceva normal. Da, și care nu este legat de tipicuri... Și nici de o pedanterie poate exagerată a dumneavoastră, ceva structural? Nu, asta nu. Deși în călătoriile mele, când eram în Puști, student, de exemplu, și toată vara umblam, de obicei prin satele cele mai înalte, pe culmile încă locuite ale Carpaților, în întâlnirile astea mă simțeam foarte bine, pentru că cumpăram minimum cu o bursă care însemna o ordine de tipul ăsta. Știam, o esențializare a elementelor de care ai nevoie. Știam ce mănânc, când mănânc, câți biscuiți, câte felii de ghiudem, de unde fac rost de fructe sau așa. De apă. Da. Bine, astea toate erau pe o rigoare fără de care eu n-aș fi putut să fac călătoria. Apoi, cam același lucru am făcut și călătorind prin Europa. O să ne întoarcem la călătorie, pentru că e una din temele cu care... și eu mă întorc, deci, cu plăcere. Un perete de sticlă, un perete enorm de sticlă, un perete plin cu lucrări grandioase ale dumneavoastră, un perete la vedere împodobit, să spunem, cu două tapiserii, covoare, să vedem despre ce e vorba, și un perete. E al cincelea. Al patrulea, bine. Da. Un perete foarte ciudat, ar putea părea, compus din cele mai diverse obiecte ce le poți cuprinde cu mintea și imaginația pare... să nu aibă hotar în alcătui acest perete. Eu stau cu spatele la peretele acesta. Și atunci de ce aveți nevoie de el? Pentru că așa. Sunt cu spatele. Simțiți că se adună... Nu este chiar o tele, să spun eu, cotrobăială. Este vorba de faptul că în apropierea lucrărilor la care mai umblu încă, s-ar petrece... perturbații de care n-am nevoie. Și atunci... Adică? Lucrați la șevalet? Lucrez la șevalet, uneori jos, alteori... nu știu cum... Important este să nu te influențeze în defavoarea unor fine atingeri, lucrări a imaginii, forme care sunt nepotrivite și parazitare și... Peretele ăsta cu aglomerări sunt mai mult jucării agățate acolo, venite din timpuri diferite și poate că asta face ca imaginea să aibă coeziune, să se lege de ceva, să vină dintr-un trecut mai îndepărtat sau mai apropiat și să nu fie pur și simplu o... lucrare de sine stătătoare, ci o piesă dintr-o lungă trenă de cuprinderi, care este atelierul unui pictor în general. Am văzut odată ceva spectaculos, doi păuni, o păuniță și un păun alb, care avea o splendidă, diafană și superbă coadă, cu albastruri verzui și irizări și curcuța asta, care era o păuniță albă, stătea cuprinsă în acest radar extraordinar și cu o vibrație așa, evident cantonată pe biata ființă care era făcută praf de impulsuri
tot evident erotice, și în atmosfera asta curca se îmbiba de vibrația acestui păun alb, care era el ca o mireasă. Și v-am spus toată povestea asta, să știți că bănuiesc că și pictorii în trena asta de lucrări au o coadă împăunată și plină de vibrații. Pline de tot felul de vibrații. Poate că e așa. Da, eu v-am reconstituit, să zic, până să vă cunosc din poveștile bunilor mei prieteni, fiica dumneavoastră, Oana Cristea, și soțul ei, Radu Călin Cristea, din spusele nepoatei dumneavoastră, Anastasia, dintr-un ludic pe care îl văd și acum în spatele ochelarilor, în acești ochi albaștri mari, plini de lumină, și în tot ce este în atelierul dumneavoastră, foarte ludic până la urmă. Pentru că dincolo de această aparență a unui pictor, profesor, pedagog, un om care practic a acumulat nu doar succes, experiență, întâlniri, premii, distincții, probabil tot ce și-ar dori cineva, dar dincolo de toate astea se află încă o neliniște și un chef de muncă și de viață și de a fi atent la ce se întâmplă în jur, care recunosc că m-a fascinat extraordinar și nu v-am făcut această mărturisire până aici. Și am încercat să mă duc peste tot în atelier, să urc treptele, să vă văd familia care este pusă în diferite și etape ale întâlnirilor pe care le aveți. V-am văzut tatăl, un longeviv. Nu asta era calitatea lui. Longevitatea aceasta, cred că... Ținea și de o formă interioară. Este de o energie neconsumată încă, care încarcă mecanismul ăsta uman, și el a făcut 95 de ani în atelier între prietenii și colegii mei, sărbătorind și bucurându-se. Nu numai asta, dar costumându-se. Era un piei roșu cu pene. Se juca și spiritul ludic exista, probabil. O jovialitate cu sine care duce la un tip de bucurie de viață. Așa că dacă există urmă din calitățile astea, sunt niște cadouri genetice de care nu răspund eu și nici măcar. Dar de care se bucură cei din jurul dumneavoastră. Cât va fi bucurie să fie. Asta cred că e așa. Am văzut o poză în sepia, foarte frumoasă și veche. Cred că era a bunicului, nu? Da, era a bunicului. Tatălui meu, el fiind în poza asta, foarte tânăr. Cred că avea vreo 17 ani. Și mi-a spus, uitându-mă eu foarte atent la poză, mi-a spus, da, ai să vezi ceva acolo, ține între degete o țigară ca să pară mai bărbat. Da, dar avea o mustață, la Sebeș Alba așa se purta, de unde e tatăl meu, și o înțepeneală care venea de la o scorțoșenie de flăcău mare acum. Era chiar un fel de buletin această fotografie. Nu se făceau multe. La sfârșitul secolului trecut, una, două aveam nu, în casă. 19, nu? Da, 1800 și ceva. Sigur. Și tatăl meu, stând de vorbă cu bătrânii la plimbări prin Cismigiu, că a avut și etapa asta târzie cu plimbatul prin Cismigiu, până a venit înapoi în București, el și-a luat un loc pe marginea lacului Căldărușan, a pus viță de vie și reușeam cu multe mașini pline de însetați să terminăm vinul până spre Paște, spre bucuria lui, pentru că continua să fie cel care oferea și cel care se bucura de prezența altora. Iată că e o evocare care a început să capete
nuanțe aproape mistice, pentru că e prezent în locurile în care s-a simțit totdeauna bine. Da, și în poze, l-am văzut la vernisaje, l-am văzut cu strănepotul, l-am văzut costumat, plin de viață, dansând, foarte prezent în viața dumneavoastră și în lumea dumneavoastră, pentru că invitații erau prieteni, colegi, artiști, cum spuneați, mai însetați, mai puțin însetați, dar în toate fotografiile acelea se vede o poftă de viață. Cred că, este și invers întrucâtva. El a lucrat, a amenajat râuri și ape și drumuri să nu fie mâncate de vituri, de tot felul de inundații și era specialistul care se ocupa de cășițe, de piatră prinsă în sârme sau în fașini din astea legate. De nuiele. Toate lucrările astea, din Ardeal și până în Dobrogea, le-a făcut cu o plăcere, cu o anumită voluptate. Ei bine, când era vacanță, eu eram la școală primară sau curs inferior de liceu, mă lua cu el. Și era tot timpul o mică lecție, o școală, o formă de cunoaștere care era continuarea unei educații nescrise în cărți. Dar și istoria dânsului a fost înrolat în armata austro-ungară, nu? Da, el a fost luat de austro-ungari în militarie, apoi el a trecut la români, deci a dezertat din armata ungară să treacă la români. Asta s-a întâmplat pe frontul de nord-est, în zona Galiției, și apoi a trecut ca voluntar în armata română spre un tip. Unirea. Un tip. Un tip. Un tip. El ne cânta cântece din acestea patriotice cu sonoritate, cu plăcere, și am văzut că nu era de glumit. Noi, ca bucureșteni, am pierdut sentimentul. Nu mai știm ce e asta. Dar avea o... Îi dispunea și corpul, nu? Da, o putere. O putere care se traducea în dorință, în frumusețe. Că e acest tip de patriotism în care nu... N-are nimic enfatic. Până la urmă, era chiar o formă de bunătate și de perpetuare. Mie mi s-a părut important asta. Vorbeam în începutul emisiunii și v-am întrebat din ce sunt făcute, că sunt pânze mai speciale, foițele acestea, unele. Deci avem și pânza, să spun... Pe șasiu, normal. Exact, normal. Dar foițele acestea au ceva oriental în ele, au altceva. Ce sunt ele? Sunt, o bună parte din ele sunt de foiță japoneză, de orez, care are calitatea că nu se înmoaie la apă, se auto-apretează puțin și este un suport care are și ușurința asta aproape imaterială și în același timp se încarcă de semne și de materie ca o pânză. Pictura modernă a abandonat de mult tehnica cea mai curată a picturii în ulei după vremea lui Van Eyck. Dar a rămas un dialog mai deschis între albul pânzei sau hârtiei și contrastul maxim care duce spre negru sau spre culorile foarte aproape de închisul absolut. E, această deschidere face ca acroșa vizuală să fie mult mai puternică și să te simți captat. Este formă de energie care nu e presupusă nici
participată este, este forma de descoperire a unor contraste care aparțin naturii. Ați participat la multe tabere, cu colegi, cu studenți, probabil, de-ai dumneavoastră. Ați călătorit pe afară. Mult, aș zice. Ați avut șansă. Da, dacă este numai șansă. Pentru că îmi aduc aminte că atunci când eram prin 4-7 licean și fiecare spunea cam ce gânduri are, că mai era un an până terminam și nu se știa ce face fiecare, eu știam că voi face asta și totdeauna m-am întrebat ce se întâmpla cu mine dacă nu reușeam și nu ajungeam să fac ce gânduri. S-ar fi întâmplat, maestre? Nu știu, dar în perioada aceea eu spuneam, eu am de gând întâi să călătoresc. Ca și când șansa profesiunii mele stătea pe această nevoie de a vedea. De descoperi și înmagazina. Deci ideea călătoriei în sine nu e interesantă. Dar este foarte interesant să pui în această poftă descoperirea unei lumi foarte bogate care te informează și care îți dă prilej, și îți dă prilejul raportărilor și a comparației. Foarte bine. Când știi, vezi un copac mai mare sau mai puțin mare decât la noi, pe altă formă, îți dai seama că are, din punct de vedere a energiei genetice, altă structură, altă obârșie. În America am descoperit foarte puține lucruri, dar ceva zguduitor, în California, partea aceea cu marile canioane, am descoperit o nouă dimensiune a spațiului, perceptibil la nivelul Pământului. Nu e un spațiu intim, omenesc, așa cum e la noi, Poiana, Copăcelul, râul. Sunt dimensiuni ale vastității care capătă și amploarea și tipul de presare fizică, tactilă, vizuală, auditivă, ceva deosebit. Mi-e greu să explic asta, dar când vezi că un fir de apă lucind într-o vale, te bucuri ca de un păriaș și afli că e râul Colorado, care a fost captat și făcut în cel mai mare, după 30 și ceva, cel mai mare baraj de energie care se făcuse pe Pământ. E foarte interesant să vezi ce diferite sunt proporțiile, nu? Structurile umane, nu numai geologice, acum s-a întâmplat să vorbesc, dar tipologiile. Eu m-am bucurat foarte mult de un noroc cu adevărat când profesorul Ghițescu de anatomie la Academia d'Artă a făcut o listă cu vreo 5 oameni tineri care să facă fizionomii și să citească din punct de vedere figurativ tipul, tipologia și rasială și de structură dinarii. Fizionomia. Fizionomia celor care urmeau să fie risipiți din valea în care se găseau, pe undeva pe Valea Bistriței, pe la Ceahlău, se numea satul, Poiana Teiului, Hangu. Toate locurile astea urmau să fie fund de lac, cum a și devenit. Și acești oameni, acum există prin zecile de desene de tipuri pe care le făceam noi. Exista un material fotografic, dar fotografia este rece și atât de egale încât nu se sizezi. Nu trăiește forța expresivă a tipologiei. Și aceasta a fost norocul meu, că pe lista aceea, unde era Marius Cilievici, care s-a prăpădit, unde era Nede Laurel, Blendea,
Traian Brădeanu, oameni care au rămas în istoria picturii noastre ca seriozitate și forță și de har, da. De comunicare prin fizionomic. A fost o descoperire, această nevoie de contact, să vezi cel care este de veche obârșie în Mexic și în comparație, în raportarea asta expresivă cu hindușii, cu vechii indieni sau japonezii. Am început să mă întorc la o figurație, la o descoperire a lumii vegetalului în sudură cu omenescul, cu tipii aceștia. Sunt pasionante și cred că lasă urme, pentru că orice linie, zburdând aproape necontrolat, te duce către ceva știut. Ca și când nici nu mai poți inventa ce nu există. Și mi se pare că este bucuria noastră, artiștilor, să facem vizibil sau să punctăm printr-o formă de accentuare care devine mai convingătoare sau chiar captivantă pe cei de jurul nostru, reușind să imprimăm ceva din adevărul acesta fără de margini care ne înconjoară. Mi se pare că începem să nu mai vedem asta. Să ni se pară nouă că sunt numai problemele economice a politicului, a nu știu cărei zbateri, care pentru cei care au dimensiunea dumnezeiescului în ei, mă refer la cei care sunt cu gândul teocrații. Sunt foarte importante aceste prezențe a lumii care ni se pare că e de la sine înțeles că e a noastră. Credeți sau simțiți ca om al imaginii că această alienare a comunicării, lipsa de dialog, de stat așa față în față și privit în ochi și vorbit și ascultat ce spune celălalt și argumentat, deci dialog, da? Nu monolog, e o lume în care fiecare vorbește pe drumul lui, nu ne mai intersectăm, sunt paralele discursurile. Vi se pare că acest păcat al lumii mare în care trăim afectează și imaginea, pentru că asta este o formă de comunicare? Da, este o formă de comunicare. Imaginea... Este ea perturbată și ea, adică? Ea poartă toate incomoditățile noastre cu sine. O lucrare, oricât de mică sau oricât de ambițioasă, suitele de obicei, cele care trec dintr-una în alta, ce n-ai apucat să spui în una, spui în cealaltă și este o formă de inhalare în percepere a lucruri care sunt foarte bogate. E acolo elementele care ne determină ca ființe, cu greul, cu starea de bine sau de inconfort sau de teroare pe care o simțim uneori datorită unor împrejurări foarte diverse. Toate lucrurile astea au în imaginea la care lucrezi o rezonanță imediată. Și mi se pare foarte normal să existe dimensiunea tuturor trăilor ființe umane în opera
de artă, indiferent în ce domeniu artistic. Sigur, sigur. Pentru că gestul care trădează înțelesul de dincolo de cuvânt, totul face ca să fie mai bogat și mai... Dar este așa. Suntem influențați de tot ce trăim. Ce ni se întâmplă, ce... Așa este. Sunteți purtător de imagini. Imaginile acestea au, dincolo de dinamica și apartenența lor de context, de moment, de suflet, au și o muzică a lor. Simțiți că vă și cântă într-un anumit fel, nu doar încântă. E un dialog sonor. Este ceva foarte interesant aici, pot să vă spun, că uneori muzicalitatea face parte din mijloacele cu care lucrezi, pe game și culori și devin agreabile și nu-ți dai seama, uneori în exces, pentru că există o tentă calofilică care nu face totdeauna bine, dar alteori ai nevoie de asta ca un reazăm într-o dietă dulce și să poți să te reașezi către ceva care este aspru. Structură, de exemplu, din lumea pădurii, la care lucrez acum ca un larg ciclu pe care vreau să-l desfășor, să nu fie numai buchete de frunze sau de flori sau luminișuri senine, ci să existe asprimea rădăcinilor a coajei de copac. Obsedat am fost an de zile de un Bruegel, cel bătrân, cred că la Viena era. Și în primul plan era un copac. Personajele se ascundeau după el până în vale și scoarța aceea de copac tactilă și rugoasă. Devenea o completare care m-a preocupat atât de mult încât la prima expoziție aveam nevoie nu de tonul lis, ci de asprimea nisipului amestecat cu culori. Mm. Asta s-a întâmplat prin 65. Pe atunci semnați I.S. Nu? Aveți și ciclul de semnături. I.S., Sălișteanu... Sălișteanu e un cuvânt vechi românesc, dar foarte greu de pronunțat. Nici francezul, nici neamțul... Faptul că a circulat atât de mult, nu? V-a determinat să renunțați la Sălișteanu și să semnați acum Salion. 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 Așa. Păi sună când desfaci în silabe. Chinezii nu erau în stare să spună Sălișteanu cu niciun chip. Și când mi-au oferit un spațiu pentru un muzeu Sălișteanu... Un muzeu Sălișteanu? Unde, da, maestre? La Hețe, un oraș în sud, la vreo 12 ore de călătorit cu trenul de la Beijing spre sud, cam în apropierea localități unde s-a născut Confucius. Acolo se fac niște clădiri noi, moderne, și una din ele va fi Muzeul Sălișteanu. Mi s-a oferit asta. Și o bună parte din lucrări de tipul acesta voi duce acolo. Poate că și era ceva care aducea cu gestul acela descărcător, lejer, al formelor sorginte din plantă. Poate acolo în China o să se simtă și faptul că noi am făcut aici vernisajul și am așezat într-un... Da, asta e ciudat, fiindcă... Totuși, noi suntem înconjurați peste tot, maestre, de lucrările dumneavoastră și eu simt... Dumneavoastră spuneați că pictați pe jos ca să nu fiți, să nu vi se inducă povestea fiecărui tablou și să vă dea, să vă ducă spre o altă poveste, nu? Și pictați pe jos ca să vă eliberați de tensiunea lor. Și tehnic este mai simplu. Dacă este multă umezeală, încep să scurgă tonurile și până nu seacă cât de cât,
ele sunt răsate orizontale, după care le pot pune vertical. Și iară povestea asta, am pus mai tonul mai apos și începe să plângă, un plâns care înseamnă o subliniere rectilinie și vibrată ușor în funcție de imperfecțiunea hârtiei, care te duce chiar la, cum se cheamă, ca o seismogramă a atracției Pământului, a gravității. Uh-huh. Un fir care curge egal, dar nu uscat și nu pus trasat cu muchea. Da. Da. Și asta mi s-a părut că poate să fie chiar speculat, ca accident posibil. Timpul trece foarte repede și sigur că nu putem epuiza decât o foarte mică parte din ce ne-am propus. Sunteți născut în 1929 la Pitești. Îmi spuneți că știați că o să faceți această profesiune. Asta e foarte interesant. Eu nu știam, îmi doream și niciodată nu m-am gândit decât după ce mi-am dat seama ce ușor era să nu fi intrat. Da. Niciodată nu m-am gândit ce aș fi făcut dacă nu intram. Nu v-ați gândit nici până azi? Nu. Acest lucru nu există. Mie mi se zicea pictorul din cursul inferior până am terminat liceul. Toți îmi spuneau pictori. Pentru că lucram tot timpul, desenam sau le făceam altora. După fiecare notă, profesorul de desen, alt noroc, că se întâmplă în oracele astea, aproape toți sunt împinși spre cariera lor, iubind profesorul sau pentru considerația deosebită pentru care o avea. El îi lăsa să plece, începea să spună cu toată clasa, dar toți plecau și rămâneau până la urmă eu acolo să ascult din istoria artelor o poveste a lui Ghiță Popescu, profesorul de desen. Ați avut profesori mari la institut, 6 ani, nu? Am făcut 6 ani, pentru că atunci să intra cu o considerație pentru lumea asta, de fapt o necunoaștere suficientă, care făcea să nu se atingă nimeni dintre organizatorii sociali de la ora aia. Și încetul cu încetul a căzut din cei 6 ani spre 5, pe urmă 4, plus nu știu ce. Da. Credeți că ați avut un tată, un personaj, ați avut maeștri importanți, nu? Păi, dacă ar fi să enumerăm numai câteva nume, cine să spunem? Păi, Resu, Baba, Ciucurencu? Afară. Erau, sigur, în vârstă, dar erau cei cu care lucram și mergeam prin comisii împreună și uneori și în filiale, cunoscându-i la drum, vreau să spun, adică mai adânc. Unde se cunoaște unul cu adevărat. Dar Jean Steriadi. Și mai târziu am fost cooptat în biroul de pictură al Uniunii Artiștilor Plastici. Dar acolo erau Henri Catargi, Lucian Grigorescu, Marius Bunescu, Maxi, și s-au gândit la un tânăr și m-au propus pe mine în perioada asta. Asta s-a întâmplat de vreme. De-abia intrasem la distanță de un an jumate. Că am devenit membru al Uniunii în 55, când am terminat. Da. Credeți că moralitatea, verticalitatea fac parte sau ar trebui să facă parte în structura unui artist? Creează o esențializare sau o puritate, poate? Răspunsul văd că este anticipat prin întrebare. Sigur că da, numai că în dimensiunea moralității sale, indiferent ce ar face, și dacă este un blând călugăr, da, și dacă este cioban cu oile, el poate să fie nobil în tot ce simte, ce face și cuprinde, și invers. Și invers. Și violent, și fără simțenie. Și ți se pare că într-un mediu în care ar fi, de exemplu,
o poiană, un podiș, un munte pe care vezi cioban și oi și ți se pare că e condiția cea mai fericită pentru descoperiri fundamentale și vezi că nu se produc. Și dimpotrivă, în cea mai infamă dintre slujbe poți găsi resurse umane și de ocrotire și de dragoste omenească care te nobilează pe tine. Astăzi sunteți președinte de onoare al Uniunii Artiștilor Plastici din România. Sunteți deja decorat cu probabil cele mai importante distincții, nu? Ați luat chiar premiul pentru întreaga activitate, recunoașterea Breslei dumneavoastră, că până la urmă recunoașterea cea mai vibrantă pentru un artist e cea a Breslei. Ce regretați, maestre? Ce n-ați apucat să faceți și v-ați dori foarte tare să faceți? Nu aș putea să spun asta cu precizie. Nu. Dar știu numai că ce aș putea să fac și mi-aș dori este chiar etapa care vine de aici încolo. Ce etapa? Aceasta la care lucrați pentru muzeul de lucru. Nu cu finalitate de genul ăsta. Adică o finalitate legată de... Un loc. De un loc sau de o adresă socială. Nu. Nu, este vorba de dialogul interior care se poate stabili cu tot ceea ce ne înconjoară și pentru că foile astea, că sunt din hârtie japoneză sau din pânză sau leum sau oțel, sunt urmele materiale a unei treceri și care te încarcă cu virtuți noi de investigare, cu calități de descoperitor. Și abia de aici încolo simți că ar trebui. Eu regret risipa în care mă simt tot timpul. Ce risipiți, adică? Adică energie, adică prea multă plimbare, prea multă goană, prea mult... După ce goniți, maestre? Nu știu. Nu știu. Hai. Dar de vreme ce îmi vine, fiind ceva conform cu structura mea, bănuiesc că nu e nicio... Nimic dăunător sau împotriva ființei mele. Așa bănuiesc. Dacă ar fi să... Mai avem câteva minute. Dacă ar fi să treceți așa într-o sinteză a sintezei, imagini din copilărie și până astăzi, până aici, în acest studio, Tudor Vornicu, ce mi-ați spune repede că vă defilează în fața ochilor? Care ar fi acele locuri, acele imagini, acei oameni? E greu, dar... Întâi mama. Mama mea, care a fost, cred, și timpul mi-a confirmat în tot ce știam despre oameni, despre ființe, de o mare inteligență și forță de pătrundere, introspecție, cu mare siguranță. Și mama, cum o vedeți? Ochi, față, expresie? Nu, eu văd ca o prezență nedefinită, care, dimpotrivă, s-a difuzat în tot. Da, s-a destrămat fizic într-o mai largă cuprindere. Deci mama, două minute. Mama și tata, da. în Aneta și astea, Danil. Aneta și Danil. Danil, da. Păi, n-a fost hijastru, da. Nu, dar era nume biblic și se dădeau ardelenilor. Erau Bucur, unul din cei șapte frați, Ion, Onu îi spunea celui mare, Maria era singura fată din... Și mai era Pătru și Avisalon. Avisalon, alt nume biblic. Sunt frații dumneavoastră. Nu, sunt frații tatălui. Așa. Bun, deci mama, tata... Mama, tata, călătoriile, umblatul. Deci pași care merg, ce? Ca imagine asta vă întreb. Uite, ca imagine vă spun un ce mi se pod, pare... Un pod, un lac, un cer, o lumină de apus. Printr-o poiană cu flori, cu margarete, într-un loc unde nu se umbla cu carul, pe undeva pe la
Lunca Cernii se numea, deasupra Hunedoarei, pe munții aceia, și unde aveam un sentiment mergând că mă întâlnesc cu tot ce e creat, cu o lume întreagă, și mi-era indiferent dacă mă prefac în gâză sau în floare sau în petală sau în rocă. Această stare de retopire în lucru. Sau de armonie. Da, mi s-a părut o descoperire la care mă întorc foarte deseori și care îmi dă semne că sunt un ales de vreme ce am putut vedea asta. Și în lucrul ăsta, tipul ăsta de atingere, deci consemnarea duratei în semnul pe care îl faci. Mi se pare important. Și mie mi se pare important că v-am avut aici pentru o oră la o expoziție și la o confesiune Ion Sălișteanu. Mulțumesc, maestre! Vă mulțumesc eu de suflet și îmi cer scuze și telespectatorilor dacă a fost ușor duios totul, dar sunt bucuros să văd o expoziție ad hoc, cum ați spus. Mulțumesc mult!